Pentru ediția din săptămâna aceasta emisiunii Alfa Omega în Obiectiv, am pregătit o scurtă prezentare a noului Media Center. Noul Media Center a fost inaugurat în vara anului 2011 și reprezintă o actualizare majoră față de Media Center-ul care l-am avut până în acel moment. Pentru a accesa noul Media Center, în primul și în primul rând trebuie să intrăm pe pagina principală a site-ului Alfa Omega TV. Pentru aceasta, în browserul pe care dumneavoastră l-ați ales, veți introduce adresa de accesare, alfaomega.tv. Accesul în noul Media Center se face pe patru căi. În primul rând, este vorba de meniul principal pe care îl puteți regăsi aici. La butonul Canal TV veți regăsi un subbuton Urmăriți Live. Pe această pagină puteți regăsi canalul Alfa Omega TV în direct. Cu alte cuvinte, ceea ce se transmite în acest moment pe canalul Alfa Omega TV, puteți să urmăriți direct în browserul dumneavoastră de acasă. În același loc puteți regăsi și canalul TBN Europe și în pregătire este canalul CBN. A doua modalitate în care puteți accesa noul Media Center este în partea de sus a paginii principale sub butonul TV Live. Veți ajunge în același loc în care puteți urmări în direct canalul Alfa Omega TV. A treia modalitate de acces este din meniul principal sub butonul Video. În partea dreaptă a paginii, fiecare clip video este aranjat după categoria sa. Fie că doriți să urmăriți clipuri video de la conferințele străjerilor sau emisiuni produse de Alfa Omega TV, ca de exemplu Calea Adevărul și Viața, emisiunea Ascendent sau emisiunea Puterea Rugăciunii, puteți să regăsiți aceste clipuri în funcție de categoria dorită. Să spunem că doriți să regăsiți un clip video din cadrul emisiunilor Calea Adevărul și Viața. Faceți click pe butonul categorie și veți fi redirecționat la pagina unde clipurile video sunt aranjate în ordine cronologică. La meniul categorii video, pe lângă categoriile emisiunilor produse de Alfa Omega sau difuzate de canalul Alfa Omega TV, veți regăsi un meniu special programe de emisiune. După cum știți, suntem într-o perioadă în care avem o ofertă specială în ceea ce privește emisiunile și cărțile scrise de Charles Stanley și de Joyce Meyer. Dacă sunteți interesați de această ofertă, vă îndemnăm să consultați secțiunea de magazin al site-ului nostru. Deasupra meniului categoriilor video, găsiți de asemenea și un motor de căutare după cuvinte sau după o categorie la care dumneavoastră vă puteți gândi. De exemplu, doriți să căutați videouri care au legătură cu vindecarea. Veți fi redirecționați la o pagină unde clipurile video sunt aranjate după cuvântul pe care l-ați căutat. Dacă ați găsit un clip care vă interesează, în momentul în care dați click pe acesta, el va începe să ruleze automat în browserul dumneavoastră. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le observați în ceea ce privește clipurile individuale. În primul și în primul rând, puteți să măriți sau să micșorați imaginea pentru a privi mai multe detalii. Acest lucru îl faceți de la butonul Zoom In, Zoom Out. De asemenea, dacă doriți să creșteți volumul sau să îl micșorați, avem și un buton destinat acestui lucru. Dacă doriți să urmăriți acest video pe întregul ecran, avem butonul pentru full screen. În același timp, pentru fiecare video pe care îl urmăriți, aveți această posibilitate de a oferi un rating în funcție de cât de mult v-a plăcut. Avem de asemenea un buton pentru Facebook, astfel încât prietenii dumneavoastră din rețeaua de socializare Facebook să vadă ceea ce dumneavoastră urmăriți. De asemenea, dacă doriți să răspândiți acest video prietenilor dumneavoastră, ați fost probabil entuziasmat de ceea ce ați văzut și credeți că ar fi de ajutor și altora, avem acest buton de share. Ecranul următor vă va arăta diferite opțiuni pe care le puteți alege. În primul rând, dacă doriți să expediați
linkul direct spre acest video, fie prin intermediul unui e-mail sau intermediul mesageriei instant, puteți să faceți acest lucru copiind linkul respectiv. Dacă aveți cumva un site personal sau un blog, puteți copia codul pe care îl inserați în site-ul sau blogul dumneavoastră. În același timp, în butoanele din dreapta, puteți să faceți legătura dintre acest video cu diverse rețele de socializare, ca și Facebook, Twitter sau Reddit. Puteți face legătura cu rețele de socializare precum Facebook sau Twitter. În același timp, dacă doriți să salvați videoul respectiv și să-l păstrați în calculatorul dumneavoastră, o mulțime dintre videourile care se regăsesc în Media Center pot să fie descărcate în calculatorul dumneavoastră. Menționăm faptul că Media Center deocamdată cuprinde peste 600 de fișiere video. Dorim să vă spunem, dragi telespectatori, că așteptăm în continuare comenzile dumneavoastră pentru cărțile lui Joyce Meyer și Charles Stanley. După cum bine știți, titlurile celor patru cărți sunt Pacea, De ce Dumnezeule de ce, Când Dumnezeule când și Sursa tăriei mele. Puteți comanda aceste cărți sunând la numărul de telefon afișat pe ecran sau scriindu-ne la adresa de pe ecran. În continuare, aș dori să vă recomand câteva resurse pentru această săptămână. Principii biblice în finanțe, seminar susținut de Brian Clut, în care se vorbește despre dărnicie și generozitate în conformitate cu principiile Bibliei. Principii biblice pentru o viață de succes, seminar video susținut de Larry Pyle. Într-o confruntare deosebită cu o criză financiară mondială, există o singură cheie a succesului, Dumnezeu pe primul loc. Cinstește-L pe Dumnezeu cu cele dintâi roade din venitul tău, oferă 10% pentru Dumnezeu și vei fi copleșit de binecuvântări. Acest seminar, prezentat de Larry Pyle, îți dă o mână de ajutor în respectarea principiilor și administrarea financiară. Cum să începi o afacere? Un seminar care te va ajuta cum să intri în lumea afacerilor, primii pași în marketing, cum să dezvolți o afacere și cum să rămâi în afacere. Cum biruim criza te va ajuta și te va învăța cum să supraviețuiești unei crize sociale, cât și financiare și spirituale. Banul tău contează, un alt seminar foarte important. Banii joacă un rol important în viețile noastre și tot ceea ce trebuie să știm despre bani și posesiuni materiale găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest seminar ne va însoți pas cu pas într-o călătorie printre cheltuieli, datorii și economii. Principii biblice pentru succes, un alt seminar pe care vi-l recomandăm în această săptămână, ne va ajuta să stabilim scopuri clare în privința afacerilor, să avem o atitudine a inimii în afaceri, corespunzătoare trăirii cu Dumnezeu și să-L facem pe El proprietarul afacerilor noastre. Dumnezeu este cel mai bun consilier financiar. El stabilește standardele integrității. Și ultimul seminar pe astăzi este Capitalismul generos, în care se vorbește clar și elocvent despre pașii pe care trebuie să-i facem pentru a face viața și lumea un loc mai bun. În finalul emisiunii, v-am pregătit o parte dintr-o conferință care se difuzează pe canalul Alfa Omega și care va apărea în curând și pe DVD. Numele conferinței este Libertate financiară și vorbește despre cât de important este să înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la finanțe în viața noastră. Crown's promise is that God, this is a ministry that God uses. Ce promitem noi este că și ce credem noi este că această lucrare este o lucrare pe care Dumnezeu o folosește to transform lives, pentru a transforma vieți, reduce stress, pentru a reduce stresul, improves marriages, pentru a îmbunătăți căsniciile, and it draws people closer to Christ, și pentru a-i apropia pe oameni de Hristos. Now this is not what Crown hopes that people will get out of what they learn. Asta nu este ceea ce Crown speră ca oamenii să obțină în urma participării. This is what people who have learned and applied the principles have told us. Și astea sunt răspunsurile pe care ni le-au dat cei care au participat deja la astfel de seminarii. So most important today, give this day to the Lord. Așa că cel mai important lucru pe care îl puteți face astăzi este să dați această zi lui Dumnezeu.
Right now you may be worried about the babysitter at home. Poate acum vă îngrijorează ce face babysitterul acasă cu copiii. Or the housework that is not done. Sau grămadă de lucruri care vă așteaptă acasă. Maybe there's an unfinished project at work. Poate aveți un proiect neterminat la serviciu. But I ask you to set all of that aside just for today. Dar vă rog ca să puneți deoparte lucrurile astea astăzi. And open your heart and your ears to what God has to say to you specifically. Și să vă deschideți inima și mintea ca să auziți ce Dumnezeu vrea să vă vorbească dumneavoastră specific. We're going to explore man's economy. Vom explora mai întâi economia omului. Then we'll talk about God's economy. Apoi vom vorbi despre economia lui Dumnezeu. And then we'll learn the differences and how we can move on the journey to true financial freedom. Mai apoi vom observa diferențele și cum putem începe călătoria spre adevărata libertate financiară. So let's get started. Așa că haideți să începem. So where do we start? Unde începem? My husband and I owned a small business. Soțul meu și cu mine am avut o mică afacere. And we sold it a couple of years ago. Acum câțiva ani am vândut-o. Because of that we needed a very long vacation. Și din cauza asta am reușit să obținem banii pentru o vacanță foarte lungă. So we decided to take a 30-day road trip. Așa că ce am decis să facem este ne-am urcat în mașină și am făcut o călătorie prin țară cu mașina. We live in Jacksonville, Florida and we traveled north to Canada and back down. Noi venim din Jacksonville, din Florida și ne-am dus până în Canada, în nord și apoi ne-am întors acasă. Now, a trip this long takes a lot of planning. O călătorie atât de lungă, cum a fost a noastră, necesită foarte multă planificare în avans. There is a motor club in the States that actually plans the entire trip for you on small maps. În America avem chiar un club care îți planifică o astfel de călătorie și îți dă și hărțile. What they do is take the entire map of the United States and cut it into small pieces. Ce fac ei? Au luat întreaga hartă a Americii și au îmbucățit-o, au împărțit-o în bucățele. So as you're traveling, you know exactly where the toll roads are, where construction is, where the gas stations are. Atunci când călătorești, știi exact unde sunt autostrăzile, unde trebuie să plătești, unde sunt benzinăriile, unde se construiește, unde se repară drumurile. So as we were traveling, we were observing the beautiful scenery. Când în timpul călătoriei am observat priveliștea frumoasă. And up ahead we saw that there would be a toll road. Și am văzut că se apropia o autostradă pe care trebuia să o plătim. Now even though we had seen signs for many many miles before the toll road, deși am văzut foarte multe semne care ne avertizau, ne spuneau că o să trebuiască să plătim pentru a intra pe următoarea autostradă. What do you do at that very moment right before you get to the toll booth for the collection? Ce trebuie să faci chiar înainte să ajungi la cabina unde trebuie să plătești pentru intrarea pe autostradă? Does anybody know? Știe cineva? You take your money out. Scoți banii, a spus cineva. Somebody said accelerate. Cineva a spus accelerezi mai tare. Yes. Exactly. You scramble for the change even though you knew 5 miles back you needed to be prepared. Evident că momentul în care te apuci și scotocești după bani e chiar atunci înainte să ajungi la cabină, deși ai fost anunțat cu 5 mile înainte că o să urmeze să plătești. So we put the money in and we go through the toll booth. Așa că plătești, treci și intri pe autostradă. And right before us there it was. Și chiar în fața noastră se afla. It was a fork in the road. Se afla o bifurcație în drum. So my husband says, "Which way do we go? Which way do we go?" Și soțul meu m-a întrebat disperat, "Ok, încotro o luăm? Încotro să o luăm?" So I grabbed the map and I said, "Go left, go left." Eu am luat harta rapid și am zis, "Du-te la stânga, du-te la stânga." And of course, we were supposed to go right. Și evident, trebuia să o fi luat la dreapta. The next exit was 30 miles ahead. Următoarea ieșire se afla la 30 de mile în fața noastră. So it was about a 45-minute mistake. Așa că greșeala noastră ne-a costat vreo 45 de minute. Not only that, we had to go through the toll booth two more times. Și nu doar asta, dar a mai trebuit să mai plătim intrarea pe autostradă încă de două ori.